Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem azi o încercare de ediție festivă a discuțiilor din Hyde Park, de la microfonul liber, palavre pe Curaj TV. Mă vedeți cu un look nou pentru că vreau să discutăm despre look-ul nou al site-ului Curaj TV, despre comportamentul nou al asociației Hyde Park. E cumva o ediție aniversară. Și asta e o formă de protest, mai ales la faptul că la discuția de ieri, la aceeași temă, pe pagina mea de Facebook, un omulean, un personaj care ne-a urmărit, atât a înțeles din toată discuția, oi brega, dă oaia jos sau ceva de felul ăsta, dă căciula jos. Păi, oameni buni, când o să înțelegeți că e cel mai puțin important felul cum arată omul? Iar într-o discuție pe o anumită temă e importantă acea temă, când o să înțelegeți că e necivilizat să comentați aspectul omului, în ce e îmbrăcat, ce coafură are, ce drapele afișează pe perete, ce desen are pe haină, astea sunt forme de exprimare și trebuie luate ca atare, tolerate, intolerate, dar nu te iei de aspectul omului, mai ales dacă chestiile astea nu pot fi schimbate. Mai ales dacă burta omului, de exemplu, chelia omului, e așa de la naștere. Da? Sau cocoașa, sau ochi albaștri, sau părul creț, nu? Sau dacă omul e stângaci. Cu această lecție de civilizație minimă, începem discuția noastră. Suntem deocamdată de față eu, Oleg Brega, colegul meu de asociație Hyde Park și de Curaj TV, Valentin Borodache, și un potențial viitor membru Hyde Park și el autor din când în când pe Curaj TV, Eugen Pietraru, și iată a aderat la discuția noastră tot așa cu probleme de look, Alexandru Muntean, care e și autor pe Curaj TV, dar între Valentin și Eugeniu ca intensitate, dar e membru plenipotențiar Hyde Park, chiar unul dintre administratorii proiectului nostru duminical, poate cel mai vechi proiect al nostru, întrunirile la microfonul liber. Alexandru, dacă tot ai intrat, știm că cel mai des te grăbești să pleci pentru că mâine e zi de lucru și de școală, pentru că nu te lasă mama prea mult la computer sau eu știu ce alte motive ai. Spune-ne, te rog, cum decurge treaba cu microfonul liber și cum îți explici că încă nu a aflat cum să intre în grupul nostru Oleg Chirvas, care și-a manifestat intenția, dorința de a adera la asociația Hyde Park. Și iată, încă nu e în grupul celălalt și noi încă nu îi putem observa reacțiile, comportamentul în aceeași zi sau a doua zi după Eugen a depus și el cerere. Pe Eugen îl putem observa, mai publică câte un video, pe când despre Chirvas nu știm nimic și dumneata ești singurul care interacționezi cu el acolo. Salutare! În primul rând îți spun că ai o frumoasă coafură. Ei bine, în momentul... Oricum, nici cu laude, nici cu critici, eu nu cred că e bine să te iei de aspectul omului când discutăm ceva serios. Ei, oricum, nu te-am jignit sau ceva. Ei bine, în ultimul timp mă mai duc în parc și mă mai steru să organizez microfonul liber, dar în ultimul timp nu prea sunt oameni care vin. Cu excepția când mai vine uneori doamna Maria Nghelceva sau poate Oleg Chirvas. Aparent, dacă domnul Chirvas încă nu a reușit să adere în asociație, înseamnă că încă n-a mai scris cerere, ori probabil l-a îndemnat. Da, se pare că nu funcționează comunicarea. Eugen sau Valentin, voi ați înțeles ce l-a întrebat pe Alexandru? Ai Da. văzut că dacă te uitai la coafura omului, n-ai fost atent la ce spune omul? Greșeală. Da, Eugen, scuze. Nu, m-ai întrebat dacă am Da. înțeles întrebarea adresată către Alexandru. Și ai zis da sau nu? Am înțeles-o, da. De ce un membru care
care până când nu-i membru, dar vrea să adere la Hyde Park. E în cele 3 luni de probă și trebuia să fie invitat în grupul nostru de Facebook. Noi l-am invitat, el nu acceptă, probabil pentru că în virtutea vârstei, eu știu, a lipsei de experiență pe internet, nu știe cum să accepte invitația noastră în grup. Și nici nu e ajutat de nimeni. Și se vede, periodic, duminical, se vede cu Alexandru în parc. Și Alexandru n-a manifestat interesul să-l ajute. El nici n-avea habar de asta și nici n-a auzit, nici n-a înțeles întrebarea. Bine, poate n-am înțeles-o, dar el nu îmi spunea că are vreo problemă cu Facebook. El nici nu știe că l-am invitat în grup. El nu știe exact ce presupune calitatea de membru Hyde Park și oportunitățile de comunicare, de integrare în grup. Dar vine duminicile în parc, nu? Îl vezi activ? Nu l-am văzut de mult. Probabil pentru că nici tu nu te duci acolo. Băi, da, pentru că uneori dacă nu mai vin, n-are rost. Adică oameni dacă nu vin. Ok. Deci putem constata că a murit și proiectul Microfonul Liber și cam despre asta vrea să fie discuția noastră de azi. Spate o întrebare, dar când se face Microfonul Liber? În weekend sau în zile de lucru? Poate că se face în fiecare duminică. Facem fiecare duminică la ora 1. Depinde de vreme. Se făcea o vreme, dar când n-avea cine să organizeze chestia asta, nu se mai face. Și iată și un viitor membru Hyde Park nu știe despre proiectul ăsta detalii elementare. Cum vrei, Sandu, să te întâlnești cu oamenii acolo dacă nu vorbești despre asta niciodată, nicăieri, pe internet, nici în grupul nostru? Okay. Păi de asta și am întrebat special, poate că cineva pe urmă se uită la înregistrarea noastră și poate că va afla, da, că duminică se face. De asta. Ok, ne-am lămurit cu Microfonul Liber. Probabil i-a și trecut perioada, nu mai suntem în vremurile în care să te duci în parc să difuzezi, iată, pliante, cum făceam noi încă din prima zi când am început să facem Microfonul Liber, în mai 2003, 16 ani în urmă. Sau să vorbești de la un megafon, de la un microfon cu box, să te audă poate guvernanții. Acum mai degrabă omul vine și îți vorbește la cameră, dar iată, Sandu se duce acolo, are două camere în dotare, n-a mai filmat de mult cu ele și nici acolo oamenii nu vin să îi se plângă, chiar dacă știu că el are acces la Curaj TV și ar putea să le facă auzit mesajul. Valentin Borodache vrea din nou să fie invitat, eu nu înțeleg de ce nu folosește el. Valentin Borodache, deschide aplicația Google Hangouts și... vezi apelul pe care l-ai avut adineauri. Am făcut o probă mai devreme cu el. Da, bună seara. Salut. Felicitări. Și felicitări cu o freză nouă, dar eu mi-aduc aminte, eu la 20 de ani eram ca o puie așa, tamana așa culoare la păr. Am fost la o nuntă, nu se uita lumea la mire, la mireaz, dar se uita la mine. Și asta e greșit, nu? Nu, ceva era modă din Chișinău, o ducem. Ok, și chiar dacă e modă, totuși altceva se discuta aici. Taman l-am criticat pe unul care data trecută, aseară, în comentarii îmi zicea să mă tund, să nu știu ce, adică pe el îl interesa aspectul meu și nu îl interesa tema abordată despre libertate de exprimare, drepturi încălcate, activism, etc. Ei bine, hai să revenim la oile noastre, da? Da, hai să vorbim despre ceva, că acum să înceapă și vopsea, ți-ai vopsi părul și tot așa mai departe. Cum merge treaba? Cine consumă Curaj TV? Observați că nu prea există public și dacă nu difuzăm pe rețele sociale, atunci public permanent pe Curaj TV aproape că nu există. Mă mir că se mai uită unii la Valentin, iată, ultimul video pe Curaj TV la Valentin e cu în titlu, cică, despre gropile neacoperite din Lipcani sau de nu știu unde, dar el se joacă acolo cu o pisică, se distrează cu niște consilieri și abia pe la mijlocul clipului arată gropile cele.
Și e de mirare că se uită totuși 20, 30, 100, 200 de oameni la el. Dar nu se uită de pe Curaj TV, se uită pentru că are public permanent pe canalul lui. La fel și eu, public o grămadă de video de la activistul Buzoian, de la Harigeana, videouri de ale mele, care unul, iată, într-o săptămână are aproape 100 de mii de accesări cu niște polițiști de la patrulare. Dar pe Curaj TV au maxim 200-300 de accesări. Nu mai e lumea interesată de blog sau blogul nostru a scăzut în calitate sau cum vă explicați? Ești drept că mulți acum se folosesc mai mult de YouTube. Acum e mai comod de intrat acolo, de accesat, de... Asta e. YouTube-ul și Facebook-ul. Da. Eu mă uit și pe înclasnici, tare multă lume se uită. Păi sunt pe adnăclasnici, pe contacte, pe Instagram. Dar atunci ce facem? După modelul paginii de Facebook Curaj TV ne mutăm și noi pe rețele sociale și renunțăm la blog, cum am renunțat la Microfonul Liber și cum am renunțat la ziar, de exemplu? Nu cred. Sigur că tot membrii se implică, dar dacă nu se implică numai 2-3, e pasă ce. Iată pe Eugeniu de învățat cum să publice. Da, Eugen încă nu știe să publice, el știe să filmeze, dar filma mai des, l-aș învăța și să publice, de el filmează. Nu prea am și filma aici în sat. Cam nu prea am și filma aici în sat, am filmat niște polițiști. Eugeniu, eu ieșind din casă să fac o filmare. E o casă, dacă vrei să faci, să găsești o filmare, de nimic. Păi vreau să teme mai serioasă, nu numai, nu să filmez tot la oaltă, cu așa ceva tot nu e interesant. Cum ceva... De la oaltă, am niște filmări ca să le public sau vă le dau vouă sau le pune pe canal la mine, dar mai degrabă puteți să le transmit Oleg și deja să le publicați voi pe Curaj TV cu niște polițiști de aici din sat care opreau mașini ilegal. Cum e, eu spus că e legal, dar când au văzut camera, au șterpilit-o din ghete. Sper că e interesant cu eu. Dar nu erau sectoriști din sat, erau poliție patrulare care a venit la a câștigat niște bani după pas. Da, da, da. În ajun de spasări, cum se numește. Da. Asta de... Minunat, da. Am început chiar și să prezinte foaia de drum, dar mi-au refuzat. Au spus că nu am drept să ceră și ceva. Măcar că era alături un șofer care era oprit și l-am întrebat cu ce ocazie v-a oprit și el încă la mine s-a nervat de ce eu îl filmez, ce... adică eu i-am luat apărarea și tot eu vinovat am rămas în cazul ISCA. El poate ar fi dat 20 de lei și scăpat, dar așa probabil a făcut proces verbal sau nici asta n-aveau voie să facă și probabil l-au lăsat să plece. Da. Așa, filmări de astea nu prea care să aibă... să fie interesante. Cam mai nu am ce filma. Prin Chișinău, prin Bălți, da, mai multe cazuri când te duci pe oraș, mai vezi un altă, mai multă lume, dar aici 2-3 oameni merg pe drum și taman că nu mai pisici și că ți-ai câmpin poți să filmezi. Nu, la mine ce e pisic, asta e că la urmă eu totdeauna prin asta pot să atrag public. Ceva ne obișnuit. Și așa s-o primit că mățoiul ceala ne-o tras o labă. Da, dar puteai să-l bagi în altă parte. Acolo era un video despre pericole pe stradă și ne-a ta bagi cum te distrezi cu motanul. Apoi, la ca nu ca de perete. Sergiu Turcanu zice pe chat, aspectul omului e pofig, numai să nu jignească pe cei din jur. Și imediat după aceea Constantin Tănase. Măi, omule, tu ești sănătos? Eu zic că nu. Prima boală este că nu ai bun simț. Eu prin ce am greșit că nu am bun simț? Și atât tot Sergiu Turcanu zice că ar dori să adere la Hyde Park. Se poate pe scurt să explicați ce condiții trebuie să îndeplinească și ce etape trebuie parcursă? Cine poate explica? Din cei care au adorat recent. Eu sunt membru fondator. Eu am fost autorul primului statut a
modificărilor de statut ulterioare și a variantei actuale de statut Hyde Park. Și n-aș vrea tot eu să le repet, eventual relatați voi. Nu vreți să vă exprimați, numai eu, da? Florin Mihai zice, anunț o întâlnire undeva în București dacă ești pe la noi. Eu trăiesc de 2 ani și jumate la București, dar nu știu ce întâlnire să anunț. Haideți să ne vedem la proteste. Iată, săptămâna viitoare este un protest în susținerea romilor, RSL, sau la proteste rezist în fiecare seară la guvern. Vin acolo și o să ne întâlnim. Ce alte întâlniri să mai fac? Lumea este interesată de scandal și prostie omenească, nu de politică, zice Suceava Ro. Iată, azi am început să vorbim despre activism civic și despre eforturile Hyde Park de a face mai bună societatea. Deocamdată nu reușim să ne lămurim cu problemele interne. Am fost cândva până peste 100 de membri, aveam și un consiliu de 11 oameni, primul consiliu care n-a fost funcțional și n-am avut quorum. Dar nici azi, când avem o organizație mai suplă, suntem doar 12 membri și nu avem consiliu și nu avem președinte și funcționăm altfel pe orizontală, n-a reușit să facem o adunare generală festivă, anuală. Ieri s-au împlinit 16 ani de la fondarea Hyde Park. Eram tot așa, 4 sau 5 ca acum. Iată și azi suntem din 12 membri, doar 3 membri cu drept de vot, Eugen încă nu a fost primit în asociație decât în grupul cel al nostru și asistă dintr-o parte și încearcă să se manifeste convingător. Cam asta e regula când vrei să intri în Hyde Park. Scrii o cerere și o adresezi oricărui membru Hyde Park. Și acel membru Hyde Park ne comunică nou în grupul cel intern de pe o rețea de socializare. Iată, persoana cu tare vrea să adere la Hyde Park. Dacă îl mai susțin 3 oameni, acel om intră în... Adică 3 oameni trebuie să te susțină din actuale membri Hyde Park ca să poți candida. Și 3 luni te manifesti în grupul acela și în spațiul public, te manifesti ca un potențial membru sau membră Hyde Park. Promovând drepturile omului, comentând pe internet, filmând, protestând, nu știu, judecându-te ca un cetățean curajos, cum sunt mare parte dintre membrii Hyde Park. Sau măcar neutru încât să nu dăunezi imagini Hyde Park. Poți să nu fii foarte activ. Sunt vreo câțiva care au aderat recent la asociația Hyde Park, au fost acceptați, chiar dacă n-au făcut mare lucru în cele 3 luni de probă. Important e să nu faci ceva rău, negativ. Eugen se pare că mai are o lună până, nu mi-amintesc exact data când a scris eu cerere, dar mi-amintesc că prin iunie și el și Oleg Chervas ar putea să fie puși la vot candidatura lor. Totul e public pe blogul asociației Hyde Park cu adresa achp.wordpress.com, dar dacă nu țineți minte această abreviere, pe Google căutați blog Hyde Park și o să găsiți date despre Hyde Park. Cine sunt membrii, cine sunt membrii onorifici, care e statutul, care e istoricul, ultima declarație a noastră, să văd ce e publicat ultimul text pe asociația Hyde Park. Și pe Facebook găsiți o pagină, asociația Hyde Park, promovăm drepturile omului. Iată, ultima veste e de acum o lună, din 24 aprilie, când 2 membri Hyde Park au fost agresați la Trinca Jedinec. Pe Curaj TV am publicat recent niște videouri vechi de 16 ani pe care le-am identificat pe o casetă pierdută. Și avem primul protest al Hyde Parkului din 7 iulie 2003. Protest împotriva închiderii emisiunii Hyde Park. Sau ceream de la administrația postului Antena C, de la primărie, de la parlament, de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului să redeschidă emisiunea Hyde Park. Nu s-a mai redeschis emisiunea, s-a deschis alta în locul ei cu alt nume și cu alt prezentator. Tot a fost o variantă bună și a meritat protestele noastre, dar asta s-a întâmplat abia după un an, după ce am făcut și greva foamei, 8 zile și fel de fel de proteste și iarna și vara. Deci Hyde Park-ul poate fi cunoscut după proteste. Cine și la ce proteste a participat?
N-ați participat, în afară de Alexandru și poate și Valentin Borodachi, care a fost odată la un training și am făcut un protest așa de probă la CCA, dacă își mai amintește. Mai este. Eu ți-am fost și s-au construit și drumuri datorită. Ai fost și la alte proteste? Unde? Când? Cum? La trebuie să uți, să construi drumurile cele când nu s-au construit. Pe urmă la Lepcani, la protest, copiii, parcă, multe am. Ok. Prima dată, prin aprilie 2016, dacă nu greșesc, când mi-am făcut cunoștința, am fost prima dată la MAI și am făcut acțiuni Hyde Park să susținem pe tipul ăla, Radu Vartic, care a fost închis nelegitim. Da, da, da. După care am făcut un fel de protest Hyde Park un an în urmă la Procuratura Generală de Zoa Procurorilor. Era altceva, nu mai țin minte. Da, tu ai participat la foarte multe proteste în ultimii ani, de tine nici nu mă îndoiam. F.F. Darius ne zice, nu renunțați. Nu renunțăm, dar am vrea să rămânem vizibili și eficienți. Altfel, de ce să ne chinuim și noi și pe ai noștri și să avem așteptări deșarte? Cel mai de impact proiect al nostru e nu blogul Curaj TV, ci pagina de Facebook Curaj TV, unde avem vreo 130.000 de abonați și unde cânește tot cu muncă voluntară, menținem focul, jarul, dar nu e conținutul nostru și nu sunt neapărat activități de drepturile omului sau ilegalități. Acolo sunt tot felul de poze, glumițe, caricaturi distractive. Sunt foarte multe și cu probleme. Cine urmărește pagina noastră de Facebook? Ce observații are despre asta? Florin Mihai zice, ori resuscitare a oamenilor. Resuscitare în ce sens? Sensul că îi trezește la viață, la dorință de a se implica? Că așa s-a încheiat monologul sau uneori dialogul meu de pe Facebook cu susținătorii noștri după 16 ani de activitate. Cineva a zis că, băi, activitatea voastră, eu știu, Curaj TV sau Hyde Park sau alte proiecte ale noastre, ne dau nouă încrederea să ne implicăm în viața publică. Și asta mi s-a părut un compliment foarte bun. Cineva pe chat polemizează deja între ei și nu o să citesc astfel de polemici. Valeriu Gușan îi dă sfat lui Eugen, du-te și filmează consiliile locale de acolo precis, se împiedică de corupție și fur din bani publici. Și Eugen face asta și a publicat ultima ședință de consiliu în sat. Nu se fac prea des și nu e miza prea mare și nu există scandal ca la Sângera, unde filmează Valeriu Gușan. Dar dacă vrea, Eugen poate să povestească intrigile și din consiliul nostru. Cum au reacționat consilierii, primarul? Ultima oară când am intrat cu camera, am fost... M-a prevenit o doamnă de acolo care lucrează, că nu am dreptul să filmez. Că din punct de vedere religios care ele și am dreptul numai audio să înregistrez. Membru în consiliu sau angajat a primăriei, a zis așa? Angajată, da. Ce legătură are religia cu ședința primăriei? Exact. Păi asta, că a spus, a fost și domnul Oleg Cernei, dar tu știi, Oleg, de cazul când s-a întâmplat asta. Cu o ședință mai înainte când am filmat, adică postarea mea sau domnul Oleg Cernei, eu făcut probleme acasă cu soțul. Nu am înțeles care e legătura, în orice caz, când doamna s-a exprimat, atunci și consilierii din sală, unii mai mult de jumate care erau acolo, au spus că toți împotrivă să filmez, că eu să filmez. Adică să nu le filmez fețele măcar. Dacă ai văzut, eu am îndreptat camera spre un perete și am înregistrat așa, am făcut așa înregistrare. Pentru că, de ce? Eu puteam să merg la principiu și să-i filmez mai departe, dar ei au spus că îi părăsesc ședința. Dar acolo se discuta un proiect care deja nu mai era, trebuie depus proiectul și nu mai avem timp să-l
ca să facem alt, să ne îngrămădim iară la Consiliu și am mers și eu la condițiile lor. Adică măcar... Compromis, da. Da, la compromis am mers. De asta și am mers. E clar că putem să mă fac și eu nebun, că eu știu că spate de registrat, e loc public, exact. Da, dar nu am, am socotit că e așa o să fie mai bine. Da. Florin Mihai zice, am vrut să vin duminică în parcul Chiecului. Probabil a vrut să zică Circului, dar eu știu că ieri, sâmbătă, a fost un protest în parcul Circului. Azi, duminică, puteai să te duci să vezi doar broscuțele și rățuștele de acolo. E, ați văzut o problemă mare în parcul Circului de la București. Dacă cumva se referă la parcul Circului de la Chișinău, acolo e și mai periculos. E o văgăună unde se întâmplă mari, mari prostii și nebunii. Dacă ai fi venit ieri în parcul Circului la București, poate că ne-am fi întâlnit, cum ai văzut că am avut o transmisiune live de un sfert de oră. Darian Găvăgină zice că e mare fan și Brutal Shot zice că ne admiră pentru curaj. Mulțumesc pentru informații despre Hyde Park. Sergiu Țurcanu, ești binevenit. Ultima vreme, eu ochesc cu oameni activi pe care consider că aș putea să-i invit în Hyde Park și cam unul din doi acceptă. Dar acceptăm și solicitări de a adera. Iată, Sandu se pare că a solicitat singur. M-a prins, nu știu, în grădina botanică sau la Dendrariu la Chișinău. Ca să la Dendrariu. Vorbim. La Dendrariu m-a prins prima dată. Ce era acolo? Făceam un shooting, fotografii mă ating. Făceai atunci o ședință foto. Da, da, da. După care spuneai că mergi la un protest la Ministerul de Interne și m-am alăturat. Aha, aha, deci chiar atunci ai fost prima dată la protest. Oho. Da. Ludmila Golban zice că facem bine. Aș vrea să vii, Oleg, și până la Botoșani, la Piața Mare, să vezi și tu hoții de buzunare. E dezastru cu hoții din piață, zice Alex. Alex, hoții de buzunare e foarte greu să-i prinzi. Îți trebuie, nu știu, sau multe camere pe tine și ascunse, mascate, ca să filmezi. Dar ei oricum văd totul ce poate fi camera de filmat și urmăresc și ochii. Deci e greu să prinzi hoții de buzunar în Botoșani. Deci nicio șansă. Cel mai degrabă o să-i filmezi chiar tu dacă ești pe acolo și îi recunoști. Da, Florin Mihai confirmă că a vrut să vină în parcul Circului. 16 oameni încă se uită la noi. Tot 16 ani s-au împlinit ieri de când a fost închisă emisiunea Hyde Park și noi ne-am asociat în organizația neguvernamentală Hyde Park. Inițial se numea ONG Hyde Park, după aceea am avut probleme cu autoritățile și am renunțat la forma oficială de organizare, ștampilă, granturi, etc., etc., și am trecut la forma neoficială, neformală de organizare. Am lichidat după 5 ani de existență asociația Hyde Park, ne-am dus pe la toate ministerele, pe la statistică, pe nu știu, ne-am plătit tot ce era de plătit, ne-au tăiat ștampila, am închis contul în bancă și de atunci, iată, de 11 ani, existăm neformal. Ce impresie aveți voi, cei care ne urmăriți din interior sau care chiar sunteți membri Hyde Park, ce impresie aveți despre forma asta de organizare? Fără președinți, fără consiliu, fără revizor, totuși avem niște fonduri, niște bani. Eugen, că tu încă nu ești membru, sau Valentin, că tu consumi cel mai mulți bani și ai probleme mereu să-i recuperezi. Ce părere ai despre asta? Niciunul. E bine, pot să spun eu. Uh-huh. La mine mai greu să... Eu nu am fost dinăuntru Hyde Park-ul când avea și membrii și președinți, și... dar văd ce este acum. Și mi se pare că oricum merge totul înainte și ne descurcăm și fără ei, nu? Cum? Se descurc Hyde Park-ul. De ce? Cum? Hai spune tu, sau cine a fost înainte când era președinte, când erau mai multe persoane care organizau, da, Hyde Park-ul. Care era diferența de acum și atunci?
Nu, adică el lucra mai bine sau... Eu am sperat când am propus varianta asta, am sperat că oamenii o să aibă mai multe inițiative, pentru că până acum aveam impresia că ei au o mentalitate asta de turmă, mioare, care așteaptă baciu să-i conducă și să le rezolve totul. Și să-i mulgă și să-i tundă și să-i scarmene și să-i păzească de lup, totul să facă baciu, că el e baciu nostru. Și le-am zis, băi, oameni buni, dar voi toți sunteți importanți, toți aveți drepturi, roluri, hai, implicați-vă. Și atunci am renunțat la funcții. Am făcut ca toți, am mai avut și problemă că nu avea cine să dețină aceste funcții. Eu am refuzat să mai particip ca să fac sigur rotire de cadre și la început multă lume cu entuziasm s-a băgat în funcțiile astea elective, președinte, membri consiliu, vicepreședinte, revizor, măcar în conducerea Hyde Park, dar totul se face neremunerat voluntar. Și era cu răspundere multă și le se cerea socoteală. Iată, de jumătate de ani ești președinte și n-ai făcut nimic. Sau revizor, și de ce nu te-ai uitat unde s-au dus banii și tot așa. Și oamenii n-au mai vrut să dețină funcțiile astea. Sau le se reproșa. Cum așa îi blochezi pe unii membri care nu-ți plac cum se comportă, dar tu ești președinte sau ești consilier. Oamenii de unde să știe că tu ai propus chestia asta dacă tu ești blocat pe Facebook? Și am avut scandaluri și din cauza asta. Și când nu a mai vrut nimeni să candideze nici pentru Consiliu, nici pentru funcție de președinte, ceva de felul ăsta, am rămas doar președintele în Consiliu sau n-avea cine să fie revizor, atunci am zis, hai să facem altfel. Hai prin rotație, nu prin loterie, dar prin rotație, în ordine alfabetică, câte o lună fiecare să fie persoană responsabilă. Și nici nu responsabilă, dar persoană împuternicită în Hyde Park de adoptarea deciziilor în lipsa unei decizii colective. Și să înlocuim procesul ăsta de întrunire a celor 3 membri de Consiliu. Inițial v-am zis că erau 11 membri de Consiliu, după aceea l-am scăzut la 7, după aceea la 5. Până la urmă a rămas 3 membri de Consiliu și tot era greu să întrunești 3 oameni diferiți, cu agende diferite, unul student, altul la lucru, altul cu familie și tot așa. Era greu să îi întrunești ca să adopte o decizie și uneori era necesară o decizie rapidă. Și am zis să înlocuim procesul ăsta greoi, birocratic, de adoptare a deciziilor cu simpla discuție în grupul ăsta de internet, din care fac parte deja cam toți membrii Hyde Park, pentru că toți au acces la rețele sociale. Și când cineva a propus o chestie, hai să adoptăm o declarație, hai să facem un protest. Nu știu cât am pus noi prin statut acolo, 24 de ore. Dacă nu se ia o decizie colectivă în 24 de ore, în chestiunea asta, atunci poate fi, sau dacă e nevoie chiar mai repede pentru astfel de decizii, atunci persoana împuternicită prin rotație, te uiți pe blog și vezi cine e persoana împuternicită prin rotație în ziua aceea, o soliciți ca ea să ia o decizie în locul asociației Hyde Park. O persoană de asta nu poate lua decizii despre adoptarea membrilor, de exemplu, despre bugetul mai mare al asociației, chiar încă mai bine, am făcut niște mecanisme care permit să cheltui, se pare că până la 100 de lei din bugetul Hyde Park, fără ca să ceri votul Consiliului sau a persoanei împuternicite, ci pe răspunderea ta. Și după aceea oamenii să comenteze. E, n-a fost bine, altă dată să nu mai cheltui așa bani. Dacă sume mai mari, atunci pot să zici, iată, vreau să cumpăr o cameră, un trepied, un laptop sau nu știu ce, și am nevoie de atâția bani. Și atunci se discută și se votează. În felul ăsta se iau deciziile în Hyde Park și nu mai avem nevoie acum nici de adunări generale Hyde Park. Atunci ne obliga statutul, ne obliga legea despre funcționarea ONG-urilor. Dar acum nu ne obligă. Din contra, statutul zice că orice consultare de asta publică a grupului despre o problemă se consideră adunare generală. Deci cam toate deciziile de la noi se iau prin participarea tuturor membrilor. Și unii zic că nu, că asta nu te responsabilizează. Eu cred că din contră, taman asta îți dă ocazia să te manifesti. Iată, Valentin care vorbește acum la telefon, e unul dintre cei mai activi autori pe Curaj TV și e unul dintre cei mai activi, hai să repet, consumatori din banii Hyde Park pentru călătorii, pentru eu știu ce cheltuieli de internet. Și e foarte bine. Deci omul e motivat să propună proiecte,
și e motivat să ceară bani pentru realizarea acelor proiecte și e motivat să rămână în Hyde Park și eventual să invite și pe alții. Așa credeam noi în modul ideal, teoretic. Vedem că lucrurile nu prea funcționează așa și apar până la urmă tot felul de intrigi. Dar de ce Valentin cheltuie atâta? Da, de ce deține cineva banii și nu mi-i dă mie? Eu cred că e idee bună să ajungă banii pe care îi deținem la cei care au activități multe și numai să anunțe. Iată, din banii pe care are Hyde Park, eu am cheltuit atâția în urma votului sau în urma deciziei personale, pentru că sunt mai puțin de 100 de lei. Cam asta e situația. Valentin n-a auzit, dar am înțeles că vorbim despre ea. Am auzit, am vorbit cu Nicolae Petruci, el vrea să intre cu noi, dar nu poate. Eu am să-i cer dorința domnului. Domnului a vrut un calculator, fiindcă tare efectiv la domnului, dar până la urmă îți spun telefon. Poate cineva sau poate noi procurăm. Zici că ar filma, dar pur și simplu cu acel vechi nu poate. Zici că nu știți, dar aici vreau să vă spun și ai te rog să spun. Asta e o idee bună și trebuie discutat, dar trebuie formulat. Asta trebuie formulat într-o frază pe în grupul acela și trebuie votat, pentru că nu se discută între noi doi, pentru că suntem numai doi membri cu drept de vot, dar sunt 12 membri, sunt necesare cel puțin 7 voturi pentru astfel de decizie. Eventual găsit telefonul, spus cât e prețul, că nu se poate vota o chestie în principiu. Se poate discuta despre chestii în principiu, dar despre sumă trebuie discutat concret. De ce nu încercați din nou să o faceți legal? Întreabă Florin Mihai despre asociația Hyde Park. Noi am lichidat-o formal pentru că era birocrație, pentru că aveam o grămadă cheltuieli cu contabilitatea și cu rapoartele statistice și sunt o grămadă de rapoarte de dat și în Republica Moldova și probabil și în România și o grămadă de cheltuieli cu întreținerea contabilității și a ștampilei și o grămadă de responsabilități juridice. Și de asta nu ne dorim să o înființăm de nou, pentru că nu vrem să apelăm la granturi cum fac alte ONG-uri și n-avem nevoie de ștampila și de protecția sufocantă a statului. Nimeni de mult n-a mai formulat ideea în Hyde Park să înregistrăm din nou asociația. După cum vedem, suntem săraci, voluntari, dar liberi. Când vrem, activăm, când nu vrem, nu activăm. Și nu avem de raportat statului. Raportăm doar așa, între noi. Alex, dacă îmi primești că în fiecare zi activăm, chiar și duminică, și când îți primești asta. Dar vreau să spun, să adaug un comentariu și a zis la cuvintele tale, fiindcă spuneai că adică eu consum cel mai mult, dar nu uita cât de greu la noi să capte banii. Chiar odată trebuie urgent de dus și pentru 70 de lei acolo, că era până la 100 de votat atunci. Trebuie încă un vot și nu ne ducem în călătorie numai pentru 70 de lei și că o persoană nu a votat. Că cineva auzi și zice că îi învârtesc milioane acolo. Asta am vrut să dau. Și acum când deja s-a permis să cheltui până la 100 de lei fără vot, tot greu recuperez banii de la cei care țin, magazinează banii, dar e birocrație inerentă oricărui grup, oricărei organizații și e comunicare defectuoasă. Nu știu de ce cineva propunea că hai să se ocupe persoana împuternicită de gestionarea banilor sau de distribuirea lor și tot așa, dar nu cred, pentru că la noi schimbarea se face pe data de 15 a lunii. Uneori persoana e foarte departe, cum iată, Francesca e la Madrid, Ghenadia e la Reykjavik, eu sunt la București, Larisa e la Iași. Cine mai a rămas? Cineva în Republica Moldova? Mai puțin de jumătate cred că sunt în Republica Moldova. Și e complicat. Dar eu am considerat că e necesar ca omul care inițiază cheltuirea banilor și are interesul să-i obțină acei bani, tot el să comunice și poate că ar fi justificat ca tot acea persoană și să depoziteze, să țină banii asociației pe care îi câștigăm din donații, din YouTube sau încă din campania aceea de colectare fonduri care se colecta, dacă ține minte cineva, în lire sterline în Marea Britanie. Te urmăresc. Am văzut eu ce răpoare fac acolo, cât de greu să faci. Fiecare link, fiecare descriere, ce dată. E mult aici de lucru și la
Despre ce? Despre ce vorbești? Iată, de exemplu, la fiecare pănuț, la fiecare leu. Scrim de fiecare dată filmulețul, unde am fost, deplasare, cât e de lucru am în vedere. Eu o sară, când am scris acelea, mă uitam, zic, cât este de este. Da, Valentin, arătăm... da, ai fost vreodată membru într-un SRL, într-un ONG, într-un partid sau pe undeva? Ai văzut contabilitate, cum se face și rapoartele fiscale, da, statistice și de tot felul? Acolo? Sau ai avut vreodată vreun grant și de dat rapoarte după aceea pentru gestionarea granturilor? Acolo e crimă și pedeapsă. Aici e absolut relaxat, stai liniștit. Dar tot e bine să învățăm pe model de proiect să câștigi banii și nu așa, pentru că dați-mi, vă rog, bani când ei îmi trebuie. Noi nu suntem fundație de dat bani pentru că îmi trebuie. La noi se cheltuie banii pentru proiect. Iată, vreau să mă duc în deplasare până la Nicolae Petrovici la Trinca, e atâta distanță, îmi ia o zi, am atâtea cheltuieli sau am avut atâtea cheltuieli, vă rog să acoperiți cheltuielile astea. Te urmăresc din Hunedoara, zice Mădălin Ciubotaru. Ne bucurăm, știu că ne urmărea cineva și de la Alba Iulia, chiar participam în hangout-urile noastre, dar acum nu știu de ce s-a lăsat de activism din ăsta. Hoții de buzunare în lumea interlopă sunt considerați crema, elita hoților, zice Sergiu Furcanu. Chiar poliția întâmpină mari greutăți ca să-i prindă, dar există o metodă să-i agați de portofelul burdușit cu ziare cârlige de pescuit. Cam violentă, periculoasă metodă. Poți să te agați și tu în cârligele de pescuit. Florin Mihai zice, mentalitatea de turmă nu se va schimba niciodată, răspunderea apasă greu. Da, observăm că e foarte greu de schimbat mentalitatea. Inițial, în primii ani, aveam probleme cu cei care veniseră dintr-un partid la noi. Pentru că în emisiunea noastră s-a vorbit mult contra comuniștilor, s-a vorbit mult pentru unire. A devenit asociația Hyde Park în primii ani de funcționare atractivă pentru cei din partide unioniste și atunci principalul partid unionist era PPCD. E bine, oamenii din PPCD care au venit în Hyde Park nu prea înțelegeau noțiuni de drepturile omului, de diversitate, de egalitate. Și au fost foarte nedumeriți când am aderat la... Mai puțin când am aderat la Consiliul, la forumul ONG-urilor și reprezentam ONG-urile de drepturile omului. Dar când am aderat la Coaliția Nediscriminare, mulți au fost dezamăgiți. De ce participăm la proteste, de exemplu, cu gay, cu romi, cu persoane HIV pozitive, persoane nevăzătoare sau surdomute sau în scaun cu rotile? Și din astfel de motive mulți au plecat. Sau nu înțelegeau de ce. M-ați ales în Consiliu, dar ce, eu trebuie să mai vin acolo? Sau, dar eu sunt membru Hyde Park. Zic, nu mai ești membru, că te-am dat afară. Dar cum ați dat afară că eu cu minte? Cu minte, dar nu vineai nici la adunare generală, nici la proteste, nici în PAC. Nu te-am văzut de 2 ani și peste 2 ani mi-a apărut și spui că ești membru Hyde Park. Nu prea mai ești. Și foarte greu. În felul ăsta am filtrat foarte mulți oameni. Și acum, din ăștia 12, nu știu cât putem spune că înțeleg exact ce înseamnă responsabilitatea, implicarea într-un grup, drepturi și tot așa. Și asta e o problemă foarte mare în toată societatea, că oamenii nu cunosc legi, nu citesc regulamente, nu au responsabilitate, nu au exercițiu. De asta sunt necesare mai multe astfel de grupuri. Că aveam problema la început, că de ce creăm un nou ONG? Că sunt atâtea, erau deja 4.000 de ONG-uri, acum cred că 14.000 de ONG-uri în Moldova. Pentru că sunt necesare experiențe noi, exerciții noi pentru oameni, să vadă cum funcționează treaba. Bunicul meu s-a trezit cu un portofel furat. Erau 3 hoți. Unul s-a prefăcut că ia ceva de joc și celălalt de la spate i-a băgat mâna în buzunar și i-a furat. Noroc că nu era carte de identitate. Așa se întâmplă de obicei. Fiți atenți. Vă pot ajuta cu contabilitatea. Ar trebui să fiți iar legali să puteți merge mai sus. Nu înțeleg cât de mai sus. Când ești liber, poți merge unde vrei. Cât de sus poți merge cu un ONG la care să-ți facă cineva contabilitate pe care nici nu-l cunoști. Exact așa am făcut contabilitatea în acei 5 ani. Era unul în parc acolo și a zis că eu sunt contabil și să vă fac contabilitate. Nu știam cine-i. Putea să ne facă orice porcărie.
Și răspunderea ar fi fost a noastră. Valentin, vezi că te sună. Oprește, oprit microfonul, da. Deci nu cred că un ONG legalizat cu ștampil poate merge mai sus decât mergem noi, cât de sus am ajuns noi. Noi am fost pomeniți, de exemplu, în 2008 de speakerul Parlamentului că am contribuit la modificarea, la îmbunătățirea proiectului de lege despre întruniri, despre meetinguri. Deci am contribuit la modificarea unei legi. Am fost în Consiliul Național al ONG-urilor, reprezentam drepturile omului, am fost în coaliție, am câștigat vreo 5-6 dosare la CEDO, am făcut poate cele mai multe proteste din istoria Republicii Moldova, ne-au arătat la televizor și de bine și de rău și asta ni se întâmpla atât în perioada cât eram cu ștampilă, dar mai ales în perioada de când nu mai suntem cu ștampilă, de cât suntem neformali. Și nimic nu ne împiedică să zburăm cât de sus vrem noi. Pe când atunci când ești cu ștampilă, ești dependent de... Ne trimiteau scrisori de la SIS, de la SRI sau cum se numește el, de la procuratură, că de ce am încercat să difuzăm ziarul ăsta prin Poșta Moldovei, că el nu e înregistrat, trebuie înregistrat ca publicație periodică. Atunci ești șantajabil, când poți să închidă contul în bancă și să-ți blocheze grantul sau ce bani mai ai acolo, când îți refuză modificarea statutului sau ce alte ne mai făcea Ministerul Justiției și ne-am judecat cu ei și degeaba, atunci ești mai puțin liber. Acum eu cred că noi suntem destul de liberi și putem zbura cât vrem de sus. Să nu vă discrimineze Iohannes că nu mai dă cetățenie la moldoveni, zice unul care n-are nicio legătură. Am fost și eu la Hunedoara, sunt din Botoșani, am avut un dosar penal pentru furt cibernetic. Oho! Și de ce s-a judecat la Hunedoara? Interesant. Persoana CNP are dosar penal. Omul nu e obligat să folosească CNP-ul cu forța. Nu există lege să te oblige să ai buletin sau certificat de naștere, care sunt un trust, o acțiune valorică, zice unul cu pseudonim om viu născut viu. Omule, dacă n-ai nici nume, nici CNP, nici buletin, treaba ta. Dar eu nu cred că statul te lasă să nu ai chestiile astea. Apropo, am vrut să dau, merge vorba despre furturi. Chiar dimineață mi-a sunat o persoană și bucuros că se duce la... Se duce la o pizza invitat și l-a invitat o persoană de culoare și a spus că uite, dar să iei numai decât pașaport cu tine, că m-a sunat un prieten de prietenul tău și acolo am văzut că voi sunteți prieteni și are de primit niște bani, dar el a căzut la spital, ceva, mai scurt niște minciuni și băietul este gata, îți duc pașaportul, îi dai datele lui personale. Am pățit și eu așa într-un an când părinții prășeau ideal. Eu trebuie să stau la calculator să primesc niște bani. Am în vedere tot din amageală și m-au obligat să deschid două carduri, unul în lei moldovnești. Pe urmă a apărut probleme cu în euro și în dolari. Mai în scurt m-am cheltuit vreo 2000 de lei și tot cu așa minciuni și niște oameni cu niște nume așa străini că nici nu pot fi să descifrez și duc și caut. Și iată, astăzi am oprit persoana asta, zic, nu te duci, nu dati personale. Datele personale nu stau. Și am zis că poate facem într-o țară o emisiune așa de prevenire a populației, fiindcă mulți nu știu așa cazuri, gândesc că da, real, o să primesc bani, ceva. Ce părere de? Valentin, dar asta e chestie de cultură generală. E cum să-l înveți pe om să-și păzească banii din portofel? Cum să-i zici? Trebuie să-l țin așa sau să-i țin așa sau să-i pună la piept și să-i țin așa? Dar noi nu știm varianta când vine unul și zice, ia vezi, nu știu ce la spate. Și el se întoarce și eliberează. Ce să-l învățăm toate chestiile elementare când chestia asta se învață din școală, de acasă, din grădiniță? Am noi ce să mai învățăm și, de om? Și cu dații personale, ca să nu te iei. Nu știu. Lasă-i să învețe din propria prostie. Hai să facem o emisiune de ligbez din ăsta elementar. Dar câți o să vadă? 100 de oameni o să vadă.
Alți 100 n-au acces la nimic și se duc cu totul și dau casa. Câți oameni au ajuns în stradă pentru că așa au crezut. Au venit cu mătra și au zis că să-i dau buletinul și pașaportul și să semnez un document. Și chiar a semnat, că au zis cu mătra. Poftim, apar rămas fără casă. Și ce vrei acum? Hai să facem ligbez. Dar eu nu cred că putem preveni toate variantele. Nu știm noi ce aduce omului soarta. Și soarta aduce multe variante. În ultimul timp se practică așa, să duc și eu de la o bancă, un televizor, de la altul, nu eu de mult, de 15-20 de mii. La vreo 3 bănci de încărcat și dai și casă. Dacă ai semnat? Nu semnați documente pe care nu le-ați citit și nu le-ați înțeles. Dar omul dacă e hapsân și prost și îi se spune, îți dau 100 de lei. Și omul pentru 100 de lei îți semnează orice. Și nu vede că acolo au semnat că își dă casa, își pune gaj, casa pentru creditul ăsta și tot așa. Ce să îi vezi? La bănci cum scriu mărunt, mărunt, că cu microscop trebuie să citești acolo. Și omul e bucuros că e bani, de exemplu, de la bancă, că îi scălizi, că las, că îi întoarci și când pe urmă cade între așa o plasă că nu mai poate ieși toată viața. Cum vă spuneam, Alexandru o să grăbească să plece pentru că are program scurt, e încă elev menor și a fost trimis probabil la culcare, așa că am rămas în trei. Dacă mai vrea cineva să participe cu noi în discuții, în polemică, poate cere link de acces cu un mesaj privat pe Facebook, pe Skype, pe Viber sau pe WhatsApp. Dar e posibil că s-a consumat subiectul și că oamenii nu mai au ce să întrebe sau să spună. Când face ceva pentru copilașii ăștia de la casele de copii, întreabă Florin Mihai. Sunt atâtea probleme în lumea asta încât nu putem să ne apucăm de toate. Asociația noastră și-a propus să încurajeze oamenii să folosească drepturile lor fundamentale și încurajăm pe căile astea, prin exemplu propriu, protestând de unii singuri sau împreună cu alții, filmând și punând pe internet, difuzând problemele oamenilor, făcând astfel de discuții și cam atât. Atâta putem să facem în timpul nostru liber sau de muncă voluntară sau cu mica acoperire a cheltuielilor pe care și-o permite asociația Hyde Park. Să ne apucăm să ajutăm copilașii de la casele de copii. Ar fi o idee minunată, formidabilă, dar nu cred că ne mai ține puterile. Hyde Park-ul și așa de-abia o duce cu ce și-a propus. Am făcut vreo 14 ore cu trenul până la Hunedoara. Am spart în mod conștient un cont barcar. În mod inconștient, zice omul. Și de asta a fost la Hunedoara cu dosarul celălalt de... Asta e. România e mare. Mi-amintesc că și în Federația Rusă, în Uniunea Sovietică. Am fost cu taică meu în 89 la lucru în Ucraina. Și după prima săptămână a căzut de pe grămada de paie și a fracturat ambele picioare. A stat toată toamna cu picioarele în gips, după care și-a luat buletinul în dinți și s-a întors în Ucraina acolo să ceară despăgubiri pentru ce a avut de suferit în timpul muncii. Și s-a întors cu banii acasă, dar vă dați seama că a avut de făcut drumuri multe, dormit prin gări probabil, și bine că când am fost la lucru la Magadan sau în Siberia undeva, că ar fi avut drumuri și cheltuieli încă mai mari. Așa a fost doar aici, în regiunea Odessa, dincolo de Nistru. Nu există lege care să te oblige să ai CNP. Tu nu știi ce vorbești. Nu știu, domne. Rămâi dumneata fără CNP. Cod numeric personal. Toate creditele sunt de escrocherie. Tot el zice.
Nu știu, unii oameni și-au rezolvat problemele cu credite. Iată, sora mea în Portugalia a luat credit de la bancă și a luat locuință, după care a întors creditul de la bancă și acum are locuință, pentru că nu-și permitea să cumpere o locuință imediat după ce s-a mutat în Portugalia. Deci sunt unele credite, depinde probabil și de condițiile de creditare. Multă lume trăiește din credite, multe state se împrumută și au miliarde, trilioane de datorii externe. Banii nu există, există bilete colorate. De unde au băncile bani? Le-au desenat. Asta temă. Da, 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 chestii filozofice. Am început acum polemici cu omul ăsta care pretinde că poți să trăiești fără CNP. Există lângă mine la secția 7 de poliție, chiar lângă secție de ceva ani, o persoană care stă în stradă. Plouă, ninge și nu fac nimic autoritățile din București. Florin Mihai, eu tot așa am văzut-o în stradă aici, lângă piața Drumul Taberei. O persoană care dormea pe un capac de canalizare pentru că acolo e mai cald, vine un pic de căldură de la sistemele termice sau ce mai rețele merg pe acolo. Am sunat la 112, au venit, l-au luat și nu l-am mai văzut după aceea. Poate că l-au internat la spitalul de psihiatrie, că omul clar nu putea să exprime, nu putea să facă nimic. Nu știu ce au făcut cu el, dar nu l-am mai văzut în stradă și eu cred că l-am ajutat pe om. Că în stradă sigur nu avea să o ducă până în primăvară. Deci 112. S-au sesizat poliția a doua zi dacă nu e o urgență. Acum vara deja o să zic că nu era o urgență, că doar ne-au mostrat. Dar atunci iarna era justificată. Ce părere aveți despre marihuana? Este legală în foarte multe țări și a adus o mare creștere financiară pentru acele țări. N-am nicio părere, poate Valentin cu Eugen vor să comenteze. Mie mi se pare aberant să bagi niște fum în tine. Că e de țigară, de tabac, că e de țigară, de cânepă, tot mi se pare aberant să bagi fum în tine ca să te simți bine. Ai fumat Eugeniu vreodată? Eu cred că... Sunt informații personale. Da, e clar că am încercat, nu mai ascund, dar totuși nu spun că e ceva bun. Că am încercat și mai mult nu am mai dorit. Dar dacă îți compar cu alcoolul, cred că totuși mai bine ar fi să fumeze decât să consume alcool. În general, în mod ideal, e bine să nu consumăm nimic din chestii. Eu câți 3 pachete pe seară. Nici o țigară. O țigară în armată am fumat numai. Jumate, ceea ce e. Florin Mihai zice că a sunat și el la poliție, au venit și l-au luat, după care a venit la loc tot acolo. Poate că dacă ai fi filmat ca mine, polițiștii nu i-ar fi dat drumul de la secție să plece, ci l-ar fi dus la spital. Dar e posibil că nu poți să-l ții pe omul cu forța, mai ales dacă el e conștient și poate vorbi, nu poți să-l ții cu forța în stradă, la secție sau la spitalul de psihiatrie sau unde. Că suntem liberi până la urmă. Dar dacă iar e iarna și iar doarme pe stradă, iar cheamă poliția să vină să o salveze. Că e gratis, nu te costă nimic. Nu există lege, este o lege să folosești CNP-ul când nu dorești, mai ales când te amendează teroriștii de la poliția aiurea. Ok. Hai să nu mai discutăm despre asta, că vorbe goale. Eu știu oameni și aici în Republica, și acolo în Republica Moldova și aici în România, știu oameni care nu sunt documentați deloc, nu au certificat de naștere, nu au buletin, nu au niciun fel de acte. Pentru că nu au avut nevoie niciodată cu ele. Nu s-au gândit vreodată să ceară vreun credit, nu s-au gândit vreodată să trateze la medic. Sunt oameni ai nimănui. Aceia, da, sunt fără CNP, statul nu știe de existența lor. Dar în mod normal, dacă vrei să mergi la școală, dacă vrei să
ajungi la spital, dacă vrei să te angajezi la muncă, dacă vrei să ieși din țară, obligator îți trebuie CNP cu certificat de naștere, cu buletin de identitate, iar în unele țări îți trebuie chiar și pașaport și viză. Deci lucrurile sunt mai complicate decât vrea să ne prezinte omul acela că ne naștem suverani. Am studiat problema cu marihuana, concluzia specialiștilor, nici nu încercați. De la droguri ușoare la cele grele e doar un pas, zice Sergiu Țocanu, și s-ar putea să fie adevărat. Cine bagă în el nicotină poate să bage și marihuana, cine bagă marihuana s-ar putea să vrea și heroină. Da, oameni buni, este o emisiune în Italia, se face, să zicem, ceva de gen ce faceți voi, dar investigează direct polițiști corupți și chestii de genul. Omule, știu că există fel de fel de emisiuni foarte bune și de investigații și de distracții, de tot felul, dar acolo există bugete. Noi aici suntem voluntari, amatori, nu avem nici pretenție că suntem profesioniști în ale showbiz-ului, nici pretenție că suntem profesioniști în mass media, investigații sau distracție. Noi suntem voluntari. La firul ierbii ajutăm oamenii să facă primul salt. Primul salt la o tribună, primul salt la un protest, primul salt într-o sală de judecată. Primul pas pe care îl face omul, acolo suntem noi. La firul ierbii, asta se numește. Mai departe să se ocupe, eu știu, partidele, televiziunile, statul, dacă există. Țara asta se duce pe râpă aproape, zice Alex Căhăcă. Țara asta suntem noi. Și de felul cum arată statul, suntem noi primii responsabili și vinovați. Vrem să arate mai bine? Trebuie să facem eforturi mai multe, să ne adunăm, să ne înțelegem, să ne facem legi, să le respectăm, să punem poliția la treabă, primăria la treabă, să cerem socoteală guvernului și parlamentului și tot așa. Florin Mihai se retrage că mâine se duce la muncă. Și noi, tot așa, la cât lucrez eu, da, sigur, eu mâine merg să contest amenda. M-a ajutat un avocat voluntar și iată am pregătit contestația, amenda cea mai mare de 1100 de lei. Eu încă n-am câștigat luna asta 1100 de lei, nici din publicitatea de pe YouTube, nici din donații, nici din cărăușie cu geanta aceea frigorifică. Dar de plătit, iată, am obligația să plătesc statului dacă nu o să reușesc să anulez în instanța de judecată. Dar asta o să se întâmple probabil peste vreun an, că atâta văd că durează, mai mult de un an durează procesele de judecată în România. Lumea în ziua de azi vor cașcavalul în loc să facă muncă voluntară, zice Alex. Bine, nu e adevărat. Uite, noi care suntem mai sărăcuți, suntem dispuși să facem și munci voluntare. Eugen, Valentin, dacă vreți să ziceți și voi ceva la final, vă rog, concluzii, idei. Dacă nu, o să consider că asta a fost discuția noastră despre proiectele Curaj TV, Hyde Park. Principalul chestiem în timpul emisiunii, pisoiul a dispărut deja, a șters. Ai simțit că nu-i acolo. Ai simțit, da, că nu-i locul lui în reportaj. El a rămas un fragment de netaie din alt reportaj de ăsta. Ok. Luați camerele și filmați și nimeriți și la noi în Hyde Park și să vede cum e cu totul altă viață, cu totul alți ochi vieți, cei ce lumea nu vede. Noi vedem. Sau să știți că merge și fără filmat. Puteți să faceți poze, puteți să scrieți texte, impresii despre ce faceți voi. Puteți să dați like, share, ajutați-ne în felul ăsta și tot o să fie considerat ca activism, ca implicare. Puteți să desenați, Eugen, iată, e desenator. Bun. Nu știu cât de bun, mă gândesc și eu să vă fac un logo nou. Să mai trebuie noi, că am vorbit și cu Genadi, că logo-ul acela e cam vechi și oricum fața contează foarte mult. Când te uiți la un logo vechi, îți închipui, băi, și nu mai lucrează asta, e logo-ul din anii 90
Așa și pentru ceilalți, cred că. Oricum trebuie noi aici, trebuie de mers în rând, în pas cu trendurile. Cu, cum te referi la logo-ul acum de pe Curaj TV cu biciclistul cu megafon sau la ăsta al asociației Hyde Park? Hyde Park, da. Hyde Park. Vorbim mai de Hyde Park. Da. Da, ai văzut că Valentin ieri se lăuda 16 ani de Curaj TV și am zis, bă, ești membru Hyde Park de vreo 3 ani și nu știi că Hyde Park-ul e de 16 ani, dar Curaj TV nici 10 nu are. Deci mă gândeam că poate ești dinetan, curci, dar văd că le deosebește. Și de un învărtit acolo, am prefăcut sus, de 3 ori am prefăcut fotografie. Păi dacă nu știa scrie Hyde Park... Știi, odată am scris Hyde Park normal, dacă la două fotografii cu N scriu. Așa ne învățăm. Bun, mulțumesc tuturor pentru participare. Dmitrie Gaponenko ne sfătuie, уезжайте при первой возможности из Бессарабии, жизнь у вас одна. Eu nu cred că aici, unde pleci, în afara Basarabiei, te așteaptă câini cu calace în coadă. E nevoie de activism oriunde te duci în lume. Mie îmi convine să fac activism în zone în care mă pot exprima în limba mea. Poate când va fi mai greu să fac activism civic în Portugalia, în Noua Zeelandă, în Canada sau unde aș putea să ajung eu emigrând. Deci deocamdată mai stau călare pe prut, încerc să mă implic în viața politică, sper să reușesc mai mult decât am reușit în societatea civilă. Dar asta e opțiunea mea individuală. Ceilalți, dacă nu vor, dacă nu pot, n-au curaj, încă mai rămân în Hyde Park, pe lângă Hyde Park, voluntari la Curaj TV. Mulțumesc, noapte bună, e 10:10 la mine la București, probabil și la voi tot acum. Noroc!